Vă salutăm, oameni buni! Suntem veniți iarăși la Mihai Stana, la Ghilad. Cu bucurie vă anunțăm și dorim ca să vă prezentăm căsuța care în curând va fi finalizată cu ajutorul tău, bunule samaritean, cu ajutorul tău, mesagerul al lui Hristos. Ia uitați aici cum l-am găsit pe Mihai astăzi, la ora 13, muncind. Nu stă, nu așteaptă pomană degeaba. Ce poate să facă, face singur. Vedeți aici că s-au pus OSB-urile la casă. Casa este deja tencuită, aranjată cu totul pe din afară. Ia priviți. Este deja aranjat. Sus, acoperișul este refăcut, cum s-a prezentat zilele trecute de către frații Romaniuc. Dumnezeu să le dea sănătate, să le lungească firul vieții ca să poată să ajute cât mai mult. Mai este nevoie de forță de muncă, mai este nevoie de materiale. Ia priviți aici ce frumos este aranjat deja cu totul. Cu noi visele devin realitate, frați și surori. Cu noi visele devin realitate. Dacă astă primăvară, Mihai, dacă astă primăvară, Mihai era doar un simplu orfan, care nu avea nicio nădejde, nu avea nicio speranță că îi se va face ceva, astăzi, prin credința în Dumnezeu, prin credința în Dumnezeu pe care o are Mihai, deoarece el doar pe noi ne are și pe Dumnezeu, chiar dacă el a rămas orfan la o vârstă fragedă, chiar dacă viața a fost dură cu el, cu Mihai, chiar dacă viața a fost dură cu Mihai și la vârsta de 30 de ani a aflat că suferă de o boală cruntă, de cancer, Dumnezeu nu l-a lăsat de izbeliște. Dumnezeu nu ne lasă pe niciunul niciodată de izbeliște. Dumnezeu ne poartă de grijă la fiecare. La fel cum suntem noi mesagerii lui Hristos care îl ajutăm pe Mihai, la fel Dumnezeu ne va ajuta pe noi, pe fiecare, dacă întindem mâna și-l ajutăm pe Mihai, și nu doar pe Mihai, și pe toți ceilalți care încă mai au nevoie de ajutor. Oameni buni, ia uitați ce este și aici. Schimbarea majoră pe care s-a făcut. Acoperișul casei este deja aranjat cum trebuie, cum vi s-a prezentat și zilele trecute. Sus este închis. Mihai, cum am spus mai devreme, l-am găsit muncind. Uitați-vă doar la mâinile lui, la hainele lui. Muncește, chiar și în situația lui precară pe care o are de sănătate. El nu stă și nu așteaptă doar să vină voluntarii ca să-i muncească la căsuță. El își pune mâna și muncește. Doar știți bine, fiecare în parte, deoarece eu am mai tot repetat această frază, că nu ajutăm pe cei puturoși și nu ajutăm pe cei șmecheri. Îi ajutăm pe cei care într-adevăr au nevoie de ajutor. Mihai are nevoie de ajutor. Mihai este un orfan. Este singur. Ne are doar pe noi și pe Dumnezeu. Mihai suferă de o boală crâncenă care îi macină trupul. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, care poate să-i dea vindecare, vrem să-l ajutăm, să-i oferim o viață mai bună, vrem să-i oferim un trai mai bun, dar asta doar împreună cu tine, bunule samaritean, doar împreună cu tine, mesagerul al lui Hristos, că nu ești degeaba pe lumea asta, nu degeaba vezi acest videoclip acum, dragul meu. Dacă poți să ajuți, ajută, nu-ți închide mâna, dar din dar se face rai. Cel care pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. Ia uitați aici cum arată
tavanul. Tavanul care va trebui refăcut pentru bucătăria lui Mihai. Aici va fi bucătărie, peretele este care trebuie refăcut cu totul, spatele. Spatele deasupra. Aici tot trebuie refăcut, dragii mei. Aici va fi bucătăria pentru Mihai. Ia uitați-vă ce are el aici. Cum v-am spus, este gospodar. Nu așteaptă să-i facă altcineva nimica. Singur face. Suntem cu Lore și cu Mihai. Câteva vorbe, Lore, despre ce mai este nevoie aici. Da, mai este nevoie... Acum avem nevoie în interiorul locuinței. Mihai a făcut astăzi, chiar am observat, cei doi pereți din afară, de exemplu, unde va dori să facă baia cu țiga dorită, cu cărămida dorită de Daniel. Da. Și suntem extrem de bucuroși, extrem de bucuroși. De asemenea, ai montat și geamul de la baie, da? Care ți-a fost dorit de domnul primar. Tot astăzi vei monta și una dintre uși cu ajutorul lui, cum îl cheamă, Abel Romaniuc. Abel Romaniuc. Da. Este nevoie, uitați, eu am făcut un necesar de materiale. Am făcut un necesar de materiale, de exemplu, pentru, așa, după cât mă pricep eu, măsurând împreună cu Mihai, de exemplu, pentru baie avem nevoie de un robinet cu duș. Da, pentru baie. Faianță ar fi nevoie de vreo 6 metri pătrați și gresie 5 metri pătrați. 5 metri pătrați. De asemenea, va fi nevoie și de țevile, nu, de racordare, de cele de canalizare, adeziv specific. Apoi pentru bucătărie și hol, aici sus vrem să punem plăci de rigips. Tot acest tavan care este din chirpici, pământul acesta va fi luat. Și atunci vom pune profile de rigips cu plăci de rigips și cred că va arăta foarte bine. Și atunci, cum am socotit pentru hol și inclusiv pentru baie, numai puțin am notat așa, total ar fi vreo 12 plăci de 2,60 pe 1,20. Că eu am măsurat, am adunat toți metrii pătrați, 7,50 pe 3,10, 4 pe 1,80, 2,80 pe 2. Da, eu, în mare, în grosomodo, 36 de metri pătrați, asta ar însemna la un 3,10 o placă, deci cam 12 plăci. Plus, bineînțeles, țăgăuri, udeuri, bride, teneuri, din câte știu că trebuie. Apoi aici va fi nevoie de multibat, nu? Pentru tegirea pereților. Multibat vom avea nevoie. Nu știu dacă plasă de Buzău vei pune acolo sau nu vei pune pe peretele acela. Normal ar trebui. O plasă de Buzău, să zicem, acolo. Și atunci nisip. Iar pentru camere am socotit pentru întărirea pereților 14 bucăți de plase de Buzău, multibat, e nevoie de nisip, de ciment și rigips pentru camere. M-am gândit 8 plus 4 și plus 8. În total 20 de plăci ar trebui și pentru camere. Plus CD-uri, UD-uri, TN-uri, pride, nu mai vorbim atunci de instalație electrică și tot ceea ce va mai fi nevoie. Tifel, tinci pentru finisarea pereților, parchet. Ia uitați aici, oameni buni, cum arată acum casa lui Mihai. Cum arată acoperișul. Totul este refăcut. Aduceți-vă aminte acum câteva luni de zile când am fost prima dată și am filmat cum arăta casa, cum arătau pereții, cum arăta acoperișul. Totul este remodificat. Gândiți-vă că dacă faceți un bine, faceți vouă un bine. Nu-mi faceți mie un bine. Îi faceți lui Mihai. Faceți un bine unui orfan, faceți bine unui bolnav de cancer, faceți un bine unui om care nu știe câte zile mai încă mai are de trăit.
faceți bine unui om care a fost părăsit de toți. Gândiți-vă că Mihai ne are doar pe noi. Ne are doar pe noi și pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat viață, îi lungește firul vieții, iar noi suntem din partea lui Dumnezeu puși ca să putem să-l susținem. Să-l susținem material și financiar. Care cu ce putem? Îl vedeți pe Mihai, pe Mihai Stana de la Ghilad. Prietenul nostru, fratele nostru, vecinul nostru care are nevoie de ajutor. Dacă fiecare am pune bani pentru un metru de gresie, de faianță, dacă am pune bani pentru un sac de multibat, dacă am pune bani pentru un metru de cărămidă, în 2 săptămâni s-ar putea finaliza totul. Mulțumim și doamnei care ne-a promis că îi va da boilerul pentru Mihai. Îi mulțumim doamnei, cum se numește? Maria Bărbos. Maria Bărbos, care îl va ajuta pe Mihai cu boilerul. Mihai, câteva cuvinte poți spune. Deci nu am cuvinte să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, dar cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti înzecit. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Oameni buni, vecini, dragi, frați, români, care ne priviți, care vedeți aceste imagini, acest caz pe care îl vedeți fiecare, nu stați nepăsători. Nu stați nepăsători, deoarece Dumnezeu are să vă dea înzecit la fiecare în parte. Vedeți aici tot ceea ce s-a făcut pentru Mihai. Puneți-l pe Dumnezeu la încercare, dragii mei. Puneți-l pe Dumnezeu la încercare și veți vedea că Dumnezeu are să vă deschidă zăgazurile cerului la fiecare în parte. Are să vă dea înzecit la fiecare pe tot ceea ce veți da, ceea ce veți oferi. Toate cele bune!